dragi frați, surori, mă bucur să fiu în mijlocul vostru, mă bucur să vă văd. De mult, mult a trecut de când am fost în locul acesta, dar mereu m-am gândit la voi. Mulțumesc lui Dumnezeu. Prima dată vreau să vă aduc saluturi de la adunările pe care le reprezint. Sunt trei adunări, Târgu Mureș, Tirimioara și Cucerdea. În Cucerdea, în fiecare joi, eu sunt prezent acolo, la adunare. Pentru că surorile sunt în vârstă, nu le place și le este greu să umble noaptea și atunci și joia ca și duminica avem de la 10 adunarea. Și acum vreau să vă spun ceea ce voi știți. Iar mai bine ca mine că această împărăție care este guvernată de Dumnezeu, lumea acesteia, neaprobat de Dumnezeu, bineînțeles, neaprobat de Dumnezeu adevărat, este în mare progres, înaintează, se dezvoltă, foarte multe rele se petrec pe acest pământ. Și mi-aduc aminte de cuvintele lui Solomon, înțeleptul Solomon, care a spus că mândria merge înaintea căderii. Deci, aceasta este o dovadă că atâta rău e pe pământ astăzi, că în curând se va termina cu împărăția condusă de cel rău și treptat, deja observăm, se instaurează împărăția condusă de Domnul Iisus Hristos. Sigur, mă pui pe mine. De multe ori gândesc să vină mai repede, dar vine la timpul ei. Când ne copleșesc necazurile, trăierile, gândim mai repede să vină. Dar cu siguranță, la timpul ei, vine. Uneori nu se potrivesc calculele noastre cu felul cum calculează Dumnezeu. Chiar și Müller, care era un mare credincios, el a calculat, nu s-a împlinit, dar el a rămas credincios pe mai departe. Aceasta nu l-a descurajat. Și după 30 de ani s-a întâmplat ceea ce aștepta el, dar nu în felul cum aștepta el. Așa. Și nouă nu se poate întâmpla să așteptăm într-un fel și altfel se întâmplă. Vreau să citesc la Isaia și la Mica. Isaia 2, Isaia înainte de Ieremia. De la versul 2. Deci 2 cu 2. Până la 4 citesc. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Poporile se vor duce cu grămada la el
și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să, să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Deci Ierusalimul va fi capitala lumii întregi, așa cum știm, cum am învățat. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor prolifiare de plug și din sulițele lor posoare, niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Va fi războiul și luptele și răul ale trecutului în acea vreme. Și acum mă duc la Mica 4, acolo voi citi de la început. Mica e o profeție mai mică și poate voi găsi mai greu. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte și se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Știm foarte bine din Scripturi că munte înseamnă împărăție, deci împărăția Domnului va fi cel mai înalt, deasupra tuturor împărățiilor. Neamurile se vor duce cu grămadă la el și vor zice, veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim, cuvântul Domnului Iaca, ceea ce ne spune Isaia, ne spune și Mica și alți profeți. Va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice depărtate, din săbiile lor își vor păuri fiare de plug și din sulițele lor posoare, niciun om nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război. Deci, aceleași lucruri pe care îmi spune Isaia. Și fiecare va locui sub vița lui și sub mofinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Acum să ne imaginăm puțin în lumea aceasta cu dureri, cu suferință, cu boli, cu necazuri, tot ai vrea să trăiești. Dar imaginați-vă acolo că nu vor mai fi acestea. Cât de minunat, cât de frumos, cât de mare bucurie va fi, chiar în stare pământească. Apoi, spiritual, zic că ochii n-au văzut, urechea n-au auzit și nici la inima omului n-a ajuns ceea ce Domnul pregătește pentru plasa aceasta mireasă a lui Hristos. Și acum la Daniel îi citim. Daniel, capitolul 2, versul 44, zice în felul următor. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății, ea însă își va dăinui veșnic. Observăm și știm din istorie că împărățiile s-au schimbat pe parcursul anilor
dintr-una în alta, dar aceea nu va avea sfârșit. Și acum, tot la Daniel, capitolul 7, și versul 27. Dar domnia, stăpânirea, dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Toate puterile îi vor sluji și îi vor asculta. Prima dată, poate de forță, văzând că ceea ce se întâmplă în Israel, aia ne trebuie nouă și vrând nevrând să vor adapta, ca pe urmă să observe ce mare binecuvântare aduce această binecuvântare, această împărăție și, cu siguranță, eu mă gândesc în mintea mea că puțini vor fi care să vor opune. Bineînțeles, aceștia vor merge acolo unde le locul, dar eu cred că în comparație cu marea mulțime care va rămâne în viață, vor fi puține aceia care se vor opune, dar despre acestea ne vorbește Sfântul Apostol Petru la Fapte, în capitolul 3, unde ne spune în felul următor. De la versul 19 citesc. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să ți se șteargă păcatele, ca să vină, de la Domnul vremele de înviorare și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc a mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Acela care se va opune, bineînțeles, nu odată sau de două sau de trei ori, ci va fi o perioadă pentru ca să se poată îndrepta. Să nu zică că eu n-am avut timp să mă îndrept, va fi o perioadă și despre această perioadă tot profetul Isaia, marele profet, ne vorbește, caut să citesc la Isaia, capitolul 65. De la versul 17, căci iată, eu fac cerul noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni ca să nu-și împlinească zilele, că cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr,
Zicem noi astăzi că e tânăr cine moare de 100 de ani. Nu, zice bătrânii. Cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și de ce va muri? Și cel ce va muri la vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. De-aia va muri, pentru că s-a dovedit timp de 100 de ani că el nu se îndreaptă și nu este vrednic să trăiască pe pământ. Vor zidica case și le vor locui, vor să divi și le vor mânca rodul, nu vor zidica case ca altul să locuiască în ele, nu vor să divi pentru ca altul să le mănânce rodul, că zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiilor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde, înainte ca să îi sprădească vorba, îi voi asculta. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână, niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Adică în toată împărăția. Și acum în încheiere mă duc la ultima carte a Bibliei, Apocalipsi 21, citesc de la versul 1 până la 5. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăr, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Deci nu spovești, sunt vrednice de crezut și adevărate, îi cuvântul lui Dumnezeu, care în curând se va stabili pe acest pământ, dar aceasta nu se petrece în 24 de ore și deja, dacă ne uităm atenți, și cred că am observat deja unele din aceste lucruri minunate. Cu versul ultimul din Biblie vă salut, Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.